De fapt, este acea persoană care ar trebui să o întâlniți în restaurante și să vă sfătuiască în alegerea vinului alături de preparatul culinar. Pentru că vinul va fi pus în valoare alături de preparat și preparatul va fi pus în valoare alături de vin. Despre compania Jidvei, care în această seară a avut amabilitatea să fie alături de dumneavoastră, am să spun foarte puține cuvinte, pentru că cam toată lumea a auzit de Jidvei. Cred că nu există nuntă să o botez fără să lipsească Jidveiul. La ora actuală suntem cel mai mare producător de Sauvignon Blanc din Europa, vorbim de 420 de hectare, vorbim de o podgorie întinsă pe 2300 de hectare, vorbim de a doua familie din lume producătoare de vin. Sunt și alte companii în România care produc vin, dar sunt asociați, sunt astea. Aici vorbim de o singură persoană și este român. Nu vă spun cum îl cheamă ca să nu... Fie. Acum, ce vom face mai departe? Bănuiesc că și dumneavoastră vreți să ajungeți la acel punct frumos în care să gustați vinul. În această seară am pregătit pentru noastră trei vinuri. Istoria pleacă din anul 2002, în care s-a produs primul, să spunem așa, prima gamă mai exclusivistă sub brandul de Tezaur. Din anul 2002 până în anul 2010, tot ce a însemnat Podgorii a fost replantată cu soiuri noi nobile românești. Vom gusta în această seară Traminer. Da? Dar de unde? Că nu vede nimeni ce am aici. Am un Riesling. Ce este Riesling? Este un soi de strugure care vine de pe Valea Mozelei. Este soiul de strugure care s-a aclimatizat foarte bine în Bodișul Transilvaniei datorită, să spunem așa, ceței care este benefică acelei zone, dată de către Târnava Mică și de către Târnava Mare. Îl vom gusta, nu știu dacă colegul a reușit să o pună în pahare, se pare că o să trebuiască să ne ajutăm noi între noi. Unde sunt paharele pline, vă rog să le dăm așa, cum se spune, din mână în mână. 12,5 volume alcool. Vorbim despre un vin care este DOC CMD. DOC înseamnă de origine controlată și asta înseamnă că atunci vinul acumulează peste 185 de grame de zahăr per litru și CMD cules la maturitate deplină. S-ar putea ca noastră să știți aceste lucruri, dar îmi fac datoria să le mai repet încă o dată. Bun, și practic ce este degustarea? Degustarea este acel lucru minunat în care noi putem să înțelegem vinul. Dar înainte de a gusta vinul, trebuie să nu uităm faptul că paharul se ține doar de picior. Dă o notă de eleganță și un respect pentru vin. În varianta în care îl vom ține așa, sau așa, sau în orice altfel de variantă, nu facem altceva decât vom încălzi paharul, paharul încălzește vinul și vinul schimbă proprietățile. Are toată lumea pahar? Schimb mâna. Degustarea, practic, este analiza organoleptică, vine cu ochiul, nasul și gustul. Culoarea acum e un roșu rubiniu, cum mi-a spus și colegul, asta am văzut și eu. Am înțeles, da. Ce să facem, mama? Trebuie să mai și glumim până când gustăm primul pahar. După aceea va trebui să îl mirosim. Are toată lumea pahar? Rama? Bun, o să facem așa un exercițiu pe care știu eu, are o culoare galben cu ușoare tente verzui. Este datorată soiului de strugure și datorită faptului că este un vin destul de tânăr. Îl mirosim.
Și aici vreau să vă spun că fiecare dintre noi avem anumite papile gustative, anumite simțuri. Degustarea, practic, nu înseamnă a vă transmite eu ceea ce simt, ci pur și simplu este o aducere aminte din copilărie la fructe, flori și toate celelalte. L-ați mirosit? Și a ce miros? Haideți că, știți cum e, degustarea trebuie să fie un fel de dialog, nu monolog, ca să putem să colaborăm. Sau să înțeleg că până la primul pahar e mai greu, după care să dezleagă limba și ne aducem aminte de George Moisescu, care ne spunea că orice om este un dator să bea un pahar cu vin, după care devine alt om și are dreptul să bea un pahar cu vin pentru că a devenit alt om. Da? Și acum, un lucru care este foarte important este cum îl gustăm ca să putem să-l apreciem și să vedem dacă vinul pe care îl avem în pahar este ok pentru pH-ul nostru. Va trebui să luăm o gură de vin nici prea mare, nici prea mică, pe care să o plimbăm foarte bine în cavitatea bucală, sus, jos, printre limbă, unde doriți dumneavoastră, peste tot. După aceea îl vom înghiți și aici vă rog să mă ascultați puțin. După ce îl înghițim, vom ține limba lipită de cerul gurii și vom număra în gând 1, 2, 3, 4. Atâta timp cât între limbă și cerul gurii va fi o atracție. În momentul când nu mai percepem nimica, tot ceea ce avem în cavitatea bucală vom da afară pe nas. Și veți vedea că tot ceea ce a simțit, flori și etc. în pahar se vor amplifica de două ori. Astfel vă veți putea da seama dacă vinul este ok pentru organismul nostru. Ca să nu începem să ne prostim cu apă, cola și etc. ca să pierdem și să tragem de timp. Gata? Putem gusta? Da, mi s-au scat gura, nu de altceva. Toată lumea aștepta? Îmi place liniștea asta așa. Ok. Deci, vinul va transmite undeva aici sus, deasupra la pomeți, în interior, undeva... Să renunț la ceva și îmi pare rău. Și aici undeva jos va simți că vă strânge câte puțin, câte puțin. Vinul vă transmite un mesaj și acela este că este un vin sec. Ce înseamnă sec? Între 0 și 4 grame de zahăr per litru. Demi-sec 4, 12, demi-dulce 12, 50 și dulce peste 50, care este foarte periculos pentru noi. Vreo întrebare? Și acum îl bem tot? Așa ar fi indicat, ca să putem să trecem la următorul vindă. Parker, din păcate, n-a auzit de Jidvei. Noi am auzit de el. Niciun vin din România n-are niciun cum Parker. Dar o să vină și vremea noastră. Ne mișcăm aici, dar... Bun, cum vi se pare vinul? Îl simți cald, e scurt, e mediu, e lung? Cine crede că e rece, nu? Da, dacă se poate pe rând întrebările ca să putem să avem un dialog. Bun, mergem la următorul vin. O colegul meu o să vină cu următoarea sticlă și o să aibă în mână o frapieră. În cazul în care, Doamne ferește, nu-l consumați pe tot, o să-l vărsați acolo. Ce spuneți? Știu. Nu pot face așa ceva. Când eram mai mic și lucram în restaurant, am vrut să tot timpul să zic așa, să stau și eu la masă cu ospătarii și cu șefii și tot timpul mi se transmitea 402, 402.
În sfârșit au trecut câțiva ani, s-au mai angajat și alții și am reușit să stau și eu la masă cu ei. Și de atunci am înțeles că 402 era bea șeful Ben și noi. Și de atunci am zis când o să mă fac mare, o să strâng bani și o să schimb legea și o să fac mai multe lucruri. Legea n-am reușit să o schimb, nici bani n-am adunat, dar în schimb mi-am găsit un patron care să mă plătească și să gust vinurile zi de zi pe banii lui. Asta vă doresc și dumneavoastră, dacă vreți să vă schimbați meseria sau unde e Ionuț, că el a luat-o ca un hobby și acum consumă și el moderat, temperat. Da, are și chestia asta cu Vinescu, care este predestinată, să spunem așa, vinului. Mergem mai departe, vorbim de noua abordare a companiei Jidvei. Până acum ne-am încălzit puțin papilele gustative, însă veți avea ocazia, mulți dintre noastre poate l-ați gustat, poate nu l-ați gustat, dar am făcut datoria să vi-l prezint. Acest vin, sau noua gamă produsă de către compania Jidvei sub Owner's Choice, alegerea proprietarului, în această seară vom gusta un Mysterium. Un vin misterios, după cum vedeți și abordarea etichetei. Să înregistrează, am înțeles. Știți cu toții, vedem pe etichetă un labirint, iar undeva în acest labirint este foarte, foarte bine integrat. Păi trebuie să și știu. Da. Cu ce apare nou în anul 2012, iată-te că după... Test. Se aude? Se aude acum? Se aude? Ok. Ce apărăm nou acum pe piață este printr-o nouă abordare, o nouă gamă, să spunem așa, de cupaje. De ce cupaje? Pentru că arta cupajării este o artă foarte, foarte dificilă. Să poți să cupajezi două soiuri de strugure și niciunul dintre ele să iasă în relief, este într-adevăr o artă și acea artă este datorată enologului. Enologul stă în cramă, noi stăm în sală alături de dumneavoastră și facem povești. Povești cârciumărești și povești legate despre vin, pentru că orice vin se vinde cu poveste. Venim cu această nouă abordare cu Mysterium, o etichetă, să-i spunem așa, puțin mai deosebită, o sticlă care este personalizată prin embosare cu inițialele CN de la patronul acestei companii și ca o altă noutate, să-i spunem, mă rog, tot am să folosesc noutate, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în 2012 vine cu o nouă abordare asupra vinului. Pentru prima dată când un producător din România îmbuteliază un vin alb într-o sticlă închisă la culoare care este predestinată vinurilor roșii, acest semn distinctiv al sticlei, cu toții știm că este exclusiv pentru vinurile roșii. Dacă nu ești pe Facebook, nu există, așa că am adăugat și un QR code aici, ca să fie un loc de... Până când mai ajunge ospătarul la masă, clientul să aibă cu smartphone-ul să se joace pe el. Și vorbim despre un cupaj obținut din Traminer și Sauvignon Blanc. Ați observat că Traminerul este... Este sau nu este un soi de strugure? Vă mulțumesc. Și Sauvignon Blanc care există din belșug la Jidvei. Vă voi spune în acest moment primele arome sunt ale Sauvignonului Blanc. După ce îl veți învârti puțin în pahar, va veni ușor, ușor și Traminerul. Este ușor de recunoscut pentru că Traminerul are o tentă ușor amăruie de tămâie fină.
și acum să-l gustăm. Nu? Vei simți undeva pe post gust o ușoară amăreală, o amăreală destul de finuță și de plăcută. Un vin care are 13,5 volume alcool și este foarte echilibrat între puterea celor două suiuri de sucre și volumele alcool. Lucru care îl face plăcut. Veți observa că undeva aici pe capul pieptului v-a încălzit încet. Sau ușor, cum doriți dumneavoastră. Vinul vă transmite mesajul că este un vin gastronomic. Nu este un vin pe care să se consume doar așa de dragul de a se consuma un pahar cu vin. După al doilea pahar se va produce acel gestic reflex la frigider, coșul cu pâine și toate celelalte, pentru că de fapt asta ne-am dorit, să se consume încet, încet, cât mai mult. Și cum mă torc înapoi puțin la etichetă, și după ce l-ați gustat dumneavoastră, vă mai pot spune ceva. Într-un labirint, oricine poate să intre, mai greu este cu ieșitul. Iar dacă nu reușește să iasă, înseamnă că nu a înțeles puterea celor două soiuri de strugure și va mai trebui să consume o sticlă foarte bine integrat cu volumele alcool și cu puterea soiului de strugure. Cu cât sunt mai dese și mai egale, cu atât vinul este mai de calitate. Dar așa este plăcut. Este o altă abordare. Acolo am avut un Riesling. Aici vorbim despre un Traminer, un Traminer roz și un Sauvignon Blanc. Traminerul, soiul Germaniei de pe Valea Muzelei, și Sauvignonul Blanc, soiul Franței sau sălbaticul alb, cum îi spun francezii. Pentru că este soiul de strugure care are cea mai mare productivitate și este soiul de strugure care poate să acumuleze și zahăr și este foarte, foarte rezistent. E bine până acum, nu? E din ce în ce mai bine. Am să termin și eu ce am în pahar și să spun așa, pe mine m-a încântat foarte mult acest vin. În această gamă mai există un primul rosé din istoria companiei Jidvei, obținut din Syrah și Cabernet Sauvignon, și încă un Mysterium obținut din Fetească Regală, Muscat O'Tonnell și Sauvignon Blanc. Tot ce vedeți ce veți vedea ca și Mysterium, să știți că sunt unice în lume. Nicăieri în lume nu se mai obține un cupaj din aceste soiuri de struguri. Rozeul este puțin mai sus de 3 grame de zahăr per litru, urcă aproape de limita superioară de 4 și dă senzația de un vin demi-sec, care este foarte mult consumat. Și bineînțeles, pentru că mâine este o zi specială și știam că o să fie și multe domnișoare, doamne, cum doriți noastră, așa, vom închide seara prin a consuma un spumant, un spumant produs de către Jidvei, el se numește Mysterium. No, nu sunteți atenți, Mysterium am gustat mai devreme. Da? Am înțeles. Am vrut așa să vedem. Deci cineva mai atent și la mine. Da? Vom gusta un mărgăritar, un mărgăritar care este demi-sec. Am ales special să fie și roze pentru această seară. Este obținut din Fetească Regală, Pinot Gris și Pinot Noir, care este vinificat în roșu. Și pentru a închide și mai frumos această seară, am să fac o operațiune de sabrare. Această operațiune este o operațiune destul de veche. Este o operațiune care este foarte periculoasă. Nu vă recomand să încercați, pentru că vă
voi tăia câtu sticlei de șampanie cu această sabie. Ea este o copie fidelă după, să spunem așa, sabia cea scurtă a cavalerilor lui Napoleon sau temutele regimente de husari, care în momentul când se întorceau de la oaste, acum nu știu dacă se grăbeau la domnișoarele frumoase ale Parisului sau chiar vreau să sărbătorească acest, să se bucure de această băutură nobilă, pur și simplu din goana calului veneau și tăiau gâtul sticlei de șampanie pe care o consumau. Să nu uităm că în interiorul sticlei sunt între 2 și 6 atmosfere. Este o operațiune destul de grea, sper să-mi iasă, dacă nu-mi iese, nu iese și vom continua cu spumantul. Sper ca colegii mei până atunci să-l desfacă și să încet încet să-l putem pune în pahare să-l aveți și dumneavoastră. O secundă să-mi pregătesc. Și doar din trei soiuri de strugure. Două negre și unul alb. Și vorbim de cel alb, care este Chardonnay, și cele două roșii, Pinot Noir și Pinot Menuet. Concentrația de zahăr este naturală. Tot ceea ce înseamnă efervescență este naturală. Este produsă prin fermentarea mustului de strugure și foarte bine conservată. Iar când spunem spumant, el înseamnă că se produce în altă țară, de exemplu în România, din alte soiuri de strugure. În Spania se numește cava, în Italia se numește prosecco și tot așa. Nimeni nu face din Pinot Noir, Pinot Menuet și Chardonnay. De obicei, în România se obțin din fetească regală Pinot Gris și Pinot Noir, care este vinificat în roșu pentru a se obține partea de rosé și în alb pentru a se obține spumantul alb. Conform normelor europene, din această sticlă nu avem voie să vă servim pe dumneavoastră. Am luptat măcar la legea asta ca o sticlă să rămână doar a mea. După ce îl veți gusta,
cupa. După ce îl veți gusta, cu certitudine veți simți o plăcere. Este cadou companiei Jidvei, pentru, în special pentru doamne, pentru toți cei care sunteți în această seară aici. Și sunt sigur că dacă am Picilina vindecat omenirea, acest spumant vă va face fericiți. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine! Mulțumim mult de tot! Mai avem o prezentare, nu vă pregătiți să plecați. Unde plecați? Acum că v-am dat 200 de vin, mulțumesc mult vinescu.ro, mulțumim mult Jidvei. Vreau să aud părerile voastre pe grupul de discuții Lumea SEO PPC și pe site, pentru că ne interesează să știm dacă v-a plăcut și dacă vreți să facem lucrul ăsta în continuare. Da? Ok. Și despre locații, ne interesează să avem feedback-ul vostru. Vreau să știm, vrem să știm cum putem îmbunătăți evenimentul, ce informații vreți să primiți. Toate lucrurile astea avem nevoie ca să facem evenimentul ăsta să fie cât mai frumos. Încă o dată, eu mulțumesc încă o dată sponsorilor înainte ca Victor să ajungă pe scenă. Victor Caraș, să vă spun câteva lucruri de